Bun venit la ceva cu reclame. Eu sunt Sulea. Sulea contrabandist. A? Nimic? Sulea. Da mă, Sulea, că seamănă cu Tolea. Tolea contrabandist. Din spotul cu... Nu știu, cu ceva, că nici acum nu m-am lămurit ce vrea să spună. Nu l-ați văzut. Nu toți, nu? Nu toată lumea care se uită la CCR se uită și la starea nației, am înțeles. Ok pentru cei care n-au văzut bijuteria asta, iată. Ia Tolea. Tolea contrabandist. Mimi. Mimi de la Fisc. Oh, alta timpul înapoi. Tolea. Fost contrabandist. Mimi. Mimi tot de la Fisc. E bună. Legea e bună. Ce tâmpenie! Auzi tolea contrabandist? Păi da, mă, că așa se prezintă lumea, cu tot cu ocupație. Măcar dacă era ceva amuzant în ocupație aia. Tolea, da, e amuzant, da? A, știe cineva? Îți cresc șansele să cucerești o domnișoară dacă îi spui din prima că ești valutist, contrabandist, fotbalist, cămătarist, copywriterist? Sau cum se cheamă oamenii care fac, mă rog, reclame? Într-un târziu am observat acolo care-i treaba cu spotul. E promovat site-ul fără contrabandă.ro. Un parteneriat între autoritățile vamale și Poliția de Frontieră din România și Republica Moldova. Și de ce aș intra pe acel site? Nu, serios. Adică măcar aveți ceva de Black Friday, de reduceri la țigări de contrabandă, la drujbe, la pedepse? Dragă contrabandist, intră pe site-ul și profită de oferta noastră. Pot să-ți iei o reducere a pedepsei. Avem și o tombolă, cei mai norocoși dintre contrabandiști pot câștiga, atenție, o pedeapsă cu suspendare. Mai multe accesări, mai multe șanse de câștig. E bun. Da, e bună pe naiba, e proastă rău, bă. și legea, dar și reclamă Pentru că, domnul Tolea, eu înțeleg că pe matale nu... Dar, fii atent aici, urmărește-mă. Dacă dai timp înapoi, și nu mai devii contrabandist ca să-i placă lumimii de tine Când revii și te prezinți, nu mai spui tole a fost contrabandist Dobitocule, că ai dat timp înapoi, n-ai mai fost contrabandist Ai fi avut altă meserie Așa cu fața și cu vocea aia, ai fi ajuns probabil badigardul unui contrabandist Ok, să depășim. Uh, nu știu, eu aș vedea cu totul altfel reclama asta. Hmm. Bună! Sulea! Sulea contrabandist! Cici! Cici de la guvern! Oh! să moară cea mai scump aș da timp înapoi. Crezi că ar fi putut să fie ceva între noi? Nu, fă, dar cu 10 ani era șpaga mult mai mică. Șpaga! Șpaga e bună! E bună! Și nu mai bea alcool, cicii, că-ți face creierul zdrențe. Ce-ai, mă, e suc! Ho-ho! Zahăr! Și mai rău! Așa, pe genunchi, ce-am făcut eu cu Marote aici? Față de original, orice e mai bine. Fără buget, fără nimic, atenție! Marote, să notăm, bă, spotul ăsta cu șpaga, cu nu știu ce. Cred că săptămâna viitoare o să râdem de el la ceva cu reclame. Asta înseamnă, mă, oameni gospodari. Am început să ne producem singuri marfa pentru CCR. E? Bun venit, așadar, la ceva cu reclame, ediția 31. Uai, cât de departe am ajuns. Eu sunt, Dragoș Potraru, gazda dumneavoastră. Potraru, gazda dumneavoastră acum că am depășit momentul jenant cu tolea, puteți în sfârșit să dați like, să comentați, să dați acolo cu subscribe, să apăsați și pe clopoțelul ăla ca să activați notificările și să vedeți toate producțiile noastre care sunt destule. Postăm zilnic pe acest canal. Ne-am făcut și un canal paralel. A prins-o? Statul paralel, canalul paralel. Mamă! Mamă, cât de mult! Avem și un canal paralel așadar, Starea Sănătății, unde discutăm, desigur, despre fotbal, unelte și mașini. What? Bro, what are you talking about, man? Repet, da? Starea sănătății. Ca așa am înțeles că e bine, ca să se fixeze mai bine informația, să... Și acum, mulțumindu vă pentru că sprijiniți inclusiv financiar o astfel de producție care își propune să mai reducă măcar un pic, măcar, mă, măcar un pic din nesimțirea corporațiilor și a industriei de publicitate, care nu dau doi bani pe cetățeni și ne cred pe toți niște tâmpiți, să trecem la treabă. Gata, toată lumea pixurile jos s-a dat cea mai tare caterincă de anul ăsta. Influencer precum Ana Morodan și Oana Roman păcălit să promoveze un produs care nu există de la o instituție inventată și ea. Cazul brânza regelui de la Curtea Regală a României. Și e chiar mai mișto, pentru că evident Evident, nu băga nimeni bani să promoveze ceva ce nu există. Vorbim, deci, despre un experiment. Iar influencerii noștri, a, dar cum să nu, cum să nu, dați încoace, ciuboțica cucului, brânza regelui, brânca ursului, Sulacalului calului, bășina porcului, pici facem reclamă la orice, vai, dar să pune problema. Pentru un parizer facem reclamă și la brânzică regală. Am primit o cutie misterioasă în care Văd că este un plic cu sigiliu. Curtea regală României. Lotul acesta de brânză, acest camembert pe care l-am primit, este eponim regelui Charles și a fost produs pentru festinul aniversar din noiembrie organizat la Palatul Buckingham cu ocazia onomasticii de 75 de ani a regelui Marii Britanii. Eponim regelui Charles? Eponim? Bă, ce dracu a spus în brânza aia. Și asta, cu ocazia onomasticii de 75 de ani. S-a reținut, sper. Onomastica e despre nume, Oana. Onomastica nu are legătură cu împlinirea unei vârste. Ce ne mai place să vorbim cuvinte. Se pare că. Uh, Oana primise înainte și o cutiuță cu niște cuvinte noi, de neînțeles, <laughs> în fine. Așadar, brodărașilor, am primit un Camembert artizanal, care este o brânză produsă într-o ediție aniversară pentru regele Charles. Maturată după tehnicile călugărilor de la mănăstirea Cloașter, același tip de lactate a fost trimis acum șapte decenii ca dar de botez ultro Asta e realitatea, oameni buni. Influencerii se asociază cu orice găsesc pe drum Să facă și ei dociorbă Și din acest punct de vedere Experimentul făcut de Andrei Pavlov Scuze, Andrei Petrov, așa îl cheamă pe tip Experimentul ăsta, deci, e foarte, foarte mișto Arată în primul rând cât de puțin se documentează ăștia Cât de puțin îi interesează pe influenceri ce rahat mănâncă? Uh, scuze, ce brânză cu mucegai? Ce a zis apoi Oana Roman? Uh, uh, ca să lămurim această mizerie, nu, eu nu am căzut în plasă, doar m-am prefăcut. Dar recunosc că mi-a plăcut un pic. Avea gust de... <laughs> nu, am postat, apoi am șters, dar am păstrat postările ca să existe probe la dosar pentru acest infractor. Am dat mail în care rugam să confirme cine e și am transmis pe WhatsApp toate informațiile către cineva care lucrează cu casa regală, casa regală, pentru a investiga speța, iar acest personaj să răspundă legal pentru ceea ce face, da? Oana, Oana, las-o așa cum a picat, fată. Nu mai da și tu cu bățul până rahat. Stai în casă câteva zile, Lumea uită foarte repede, mai ales publicul tău. O să apară alt fraier sau altă influențăriță care se va face de cacao și nu-și mai aduce nimeni aminte de brânzica ta regală. Eu oricum orice fac pic în gura lumii. Mă, presa aia de scandal, presa anilor care au trecut și nu vor mai veni vreodată, oricât de mizerabilă era ea uneori avea totuși infinit mai multă responsabilitate față de public, față de cetățean. Ce a devenit acum presa de scandal e o mizerie de nedescris. Și nici măcar presă de scandal nu mai e. Pentru că fie inventează chestii, fie e foarte, foarte proastă. În sensul că acei copii care scriu acolo nu știu nimic despre nimic, cu atât mai puțin să scrie. Românește. Dana, s-a ajuns în punctul în care niște copii fără experiență și fără școală făcută pe bune sunt plătiți cu salariu minim și trebuie să livreze la număr ceea ce li se spune că reprezintă știri. Așa că rup din context și ajung să inventeze lucruri doar ca să le dea oamenilor niște clickbait. Apasă, 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 apasă. apasă. Zero responsabilitate, zero jurnalism, zero respect față de public. La fel e și cu instituția influencerului. Bă, păștia nu-i verifică nimeni. Ei pot să facă reclamă și la Verde de Paris. Banii contează, pentru că oricum nu verifică nimeni nimic. Noi avem această problemă. Ne sună cu o nesimțire ieșită din comun zilnic tot felul de oameni care lucrează pe la agenții și ne spun că uh, au un buget de 350 de euro pentru care eu ar trebui să fac vreo 375 de chestii. Niște imbecili. Adică eu îi și întreb de multe ori. vă v-ați lovit la cap? Ce boală v-ați ales? Și ei sunt foarte mirați așa. Ce, domne? Ce? De ce? Atâta face. Noi atât dăm peste tot. Iată-mă, -te, te-ai apucat tu să... <fie> Și încă ceva foarte, foarte important. Aproape nimeni nu mai marchează un conținut publicitar ca fiind publicitar. Știți de ce? Pentru că totul e publicitar la acești influenceri. Nu adevărul primează, reclama. Ce fenomen, nu? Partidele își fac reclamă la TV și online fără să marcheze, plătind materiale și conferințe de presă și emisiuni, iar influencerii, pe partea cealaltă, la fel, prezintă produse ca și cum sunt cele pe care le folosesc ei acasă, zi de zi, nu produse pentru care au luat bani ca să le promoveze. Influencerii chinezi au găsit o nouă metodă de a face profit, clone virtuale pe care le pun să lucreze pentru ei non-stop. Avatarele digitale imită în tocmai înfățișarea și vocea unei persoane reale și pot sta live pe platformele sociale zeci de ore, în care promovează produse, răspund la diverse provocări. Oh, cât de tare! Mi-a zis mie cineva, dar nu credeam. Deci noi ne credem foarte șmecheri că punem banii să lucreze pentru noi, cum zic toți amețiții. Next level, tată. Clona virtuală e sclavul tău. Practic, tu ca individ nici nu trebuie să mai iei legătura cu cineva, cu șefi, cu, cu, nimeni. Nu. Ai o interfață. Gata. Moda clonelor virtuale vine în contextul în care live streamingul este o afacere tot mai profitabilă în China, cu peste 1,23 de milioane de oameni angajați. Canalele de cumpărături live stream se așteaptă să genereze vânzări de miliarde de dolari în 2023. Iată, iată ce face profitul. S-a plecat de la telefon comis voiajor, din ușă în ușă, și s-a ajuns la clone virtuale. Și zic să mai rămânem la influențări. Știu că te grăbești și probabil ai avut o zi rea. E ok. Am redus în jurăturile în trafic cu până la 90% de când folosesc fotoliile de masaj comodă. Aha. Omul nostru se destresează cu fotoliul de masaj și este deci mult mai relaxat și în trafic. Mulți din ce vedem și în acel clip sunt un adevărat pericol pe șosea. Dar tu ce ești dacă în timp ce conduci te filmezi și vorbești la cameră? Te uiți în cameră în loc să te uiți la drum? Asta e ok, nu? Cred că l-a relaxat prea mult fotoliul ăla. Da, l-a destresat definitiv. i a desfăcut pe semne și o parte din uh, sinapse. Ok, Black Friday. Merge? Merge tată, cum să nu? Tu ce de Black Friday? La Flanco, a 13-a ediție Black Friday, vine cu super oferte la sute de produse. Ma! Mamă. Mamă, cum se face totul al negru, exact ca în reclamele alea cu tragedii? Pare că au murit toți. De la gaze ceva, într-un accident a căzut blocul, nu știu. Nu i mai filmați mă pe oameni alb-negru așa, lăsați-i color, cum i-a făcut Dumnezeu. Ce mare idee. Pff. A, e Black Friday, hai să i facem negri. Cum am văzut eu la o bancă, Exim Bank, probabil pentru că nu intră nimeni, au desenat niște oameni pe geam. Da. Măina, la ce salarii sunt la Exim Bank mă, mica mea ce spăgi, ce nenorociri, ce amantlâcuri, ce... dar mai ales ce salarii. Ok, uh, acum că ne-am încălzit, sper că sunteți pregătiți pentru ce urmează. Nu știu ce să mai fac. Toate bune și frumoase, dar cum vreau să o sărut, ea se retrage. Nu înțeleg care e problema. Să-i zic? Nu știu, bro. O fi barba știi zic? Între prieteni poate fi un singur elefant în cameră, cel de pe pachet. Turtiți, savuros de sinceri. Da. E atât de greșit totul că... Mă rog, e foarte tare asta cum vorbesc despre gagici, trei dârlăi într-un parc, pe malul lacului, așa, mâncând turtiți din aia. Moartea pasiunii, mă. Cred că barba e ultima lui problemă. Barba ar fi o scuză în cazul ăsta. El e fiul de pitic de pădure, a crescut departe de civilizație, ce vreți. Mă rog, atenție, nu e cea mai idioată reclamă. Problema e că se face reclamă la niște mizerii nesănătoase care trebuie tratate ca atare. Chiar, știați că Pringles n-a văzut niciodată cartof? Și firma a pierdut procese pe tema asta, pentru că se promovează drept ceva ce nu e. Am citit într-o carte mișto despre asta, de fapt, de fapt în două cărți. It for Life de Tim Spector și Ultra Processed People de Chris Van Tuleken. Poate vorbim data viitoare, oricum o vom face la starea sănătății. Apropo de nenorocitele astea de cipsuri. Descoperă Cio Intens! Forma specială reține mai multă aromă pentru gusturi intense și momente intense cu prietenii. Cio, distrează-te pe gustul tău! Chio, Chio, Chio Chips. Vedeți, ei n-au ce să spună. Ce să spună că vând o travă la pungă pe o grămadă de bani, ei n-au ce să promoveze. Că nimic nu e ok în produsul ăla. Și atunci, fac chestii de-astea atât de imbecile. Deci forma acelui chips reține, atenție, reține mai multă aromă. Nu, nici nu ne uităm ce arome sunt și în ce laboratoare sunt concepute, ce vopseluri, ce lichide de spălat, podele, ce șampoane de cai și alte nenorociruri conține. Nu, nu și azi. Dar ideea e, Atât de idioți cred ăștia că sunt consumatorii încât le spun că forma cipsului reține aromă? Deci ăsta e cio intens. Până acum nu era atât de intens pentru că cipsul avea o formă care nu reținea atât de multă aromă. Dumnezeule, atâta prostie rar vezi. Faceți provizii, mă? 20. Probă, probă! Școala-mi mm. umple inima Jumbo e în mintea mea Fug întâi să o găsesc Punga jambo pe care-o iubesc bă, bă, îți vine să sparși ceva, să pui mâna... Mi-a fost rușine că am văzut această reclamă Dacă eram un tip religios Mergeam la preot. Părinte, părinte, iartă-mă. Am văzut reclama aia la Jumbo cu doi oameni în toată firea care au dat în mintea copiilor și par duși cu plută așa și foarte antipatici la care părintele știu, știu fiule, era să-mi bat câinele din cauza lor. Prețurile, Prețurile sunt retro. De asta îți mulțumesc, Jumbo! Toate rechizitele școlare sunt pe eminusjumbo.ro Băi, cât de antipatici sunt adulții când se copilăresc ei așa și se mâțâie și se scălâmbă. Și... A, mă scuzați o secundă, înțeleg că ne-a sosit o brânză specială, da, să-i să facem reclamă. Marote, hai mă, dăm cu a brânza! Cum? E doar o poză? E, asta e, ne mulțumim deocamdată cu o poză. Ce să, noi suntem de puțin timp în businessul ăsta și nu suntem atât de influenceri ca să primim și produsul. Ok, să, să punem pe ecran. Aulă, nici măcar o poză cu brânza, bă, doar cu eticheta. Bă, ce zgârciți! Mă rog, nu contează. Am primit, deci... O, oh, dar ce poveste senzațională are în spate! Este o telemea de vacă din Bărăgan? Vai, deci nu-mi vine să cred! Este, este o telemea de vacă din carne de porc, inimă de porc, șoriș de porc? plus multe chimicale foarte, foarte sănătoase. Mmm, Dumnezeu le pare produsă pentru un festin cu ocazia onomasticii eponimului, bărăganului, hashtag telemea de porc. Am zis bine, Oana? Eponimă regelui Charles. Hei, învățăm de la cei mai buni, normal. Stați că nu știu ce vrea Marote. Ce mă? Încă o etichetă. Ce ai mă, se vede că facem treabă bună. Ia uite, o să curgă și banii, dar până atunci mai facem așa, pă. Hai, să o vedem. O, cât de tare și asta tot de la Kaufland. Superb. Deci, pește, crap sălbatic. Bravo. Ocoliți pe cât posibil peștele de crescătorie. V-am explicat la starea sănătății. De ce? Capturat în România. Unde? În Atlanticul de Nord-Vest. Unde se află? Bă, ce proști sunteți! Mi-a zis și mie, Marote, între sălciile și jilavele, la el acolo. Da, mai merge și el duminică, pa, ca mincinosul, mai aruncă un băț în baltă. Ce ai, mă, li se rupe lor de informarea clientului și dacă le spui că își ba joc de cumpărători, încep cu de -alea. Hai, domne, e doar o etichetă, ce faceți atâta acasă? Sau poate era o brânză flavors, brânză minerală din Atlanticul de vest, puritate de vacă cu gust de șorici, țărănușilor ce suntem. Că nici nu știți, bă, ce e în trend acum. Habar n-aveți. Numai să criticați. Am fost etichetați greșit. Aqua Carpatica Flavors. Apă minerală carbo cu suc de fructe și un strop de agave. Mergem, mergem în continuare cu Aqua Flavors. Pentru că în loc să spună, bă, scuze-mă, să fie ieșit, bă, iertați-ne-mă, am băgat o grămadă de bani într-o campanie de tot rahatul, ne-am făcut de râs, retragem ce-am zis, aia, am scos un suc că ne-a cumpărat Pepsi, da, și e pus la locul lui, la sucuri. E ok și la detergent, că tot dracul ăla e, bă, ei nu și nu, da înainte-mă. A, a, sugestia mea, să adauge și un strop de inimă de porc Dacă s-ar putea, adică... Ho, ho! Bun, asta a fost Să mai lăsăm niște marfă și pentru săptămâna viitoare Avem, avem Plus ce mai trimiteți voi săptămâna asta Acum o să încerc să vă influențez pe bune, vă invit încă o dată să lăsați aici un like, o reacție, un comentariu, un share, ne ajută foarte mult să fim mai vizibili. Sigur, sunt mult mai mulți ca noi acolo, doar că n-au aflat despre treaba senzațională pe care o facem noi aici. De asemenea, vă reamintesc, puteți să vă activați un abonament plătit aici pe canalul nostru, Starea Nației, de la 10 lei, că aia cu 9, 99, e o vrăjeală de asta capitalistă, deci de la 10 lei până la 50 de lei. Sau puteți să donați direct pe site-ul fabricii, stareanației.ro, de unde puteți să vă cumpărați un ceai organic sau o cafea de specialitate proaspăt prăjită la noi la fabrică. Asta a fost reclamă. Avem și Revolut, l-am făcut la cererea fanilor, și Patreon, și multe altele. O să avem și SMS, da, tată. Puteți să cumpărați și cartea noastră, atenție cu intenție, apărută la Bookzone. Trimiteți în continuare reclame, asta e important. Să vă fie bine!